Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a declarații de ultim moment despre ridicarea restricțiilor, să-l ascultăm chiar acum. Din zile, astăzi am avut 64 de cazuri, iar evoluția numărului de persoane care sunt în ATI are o stabilizare a acestui număr, o creștere ușoară, și de asta vă spuneam că nu putem să aplicăm niciun fel de măsuri de relaxare în acest moment decât când acest indicator al gradului de ocupare a secțiilor ATI începe să scadă în mod susținut. Rămâne să discutăm cu colegii de la Institutul Național de Sănătate Publică, cu alți specialiști, încât să putem să definim exact parametrii după care să putem să luăm decizii în consecință în ceea ce privește reluarea diferitelor tipuri de activități sau renunțarea la unele dintre restricții în funcție de acest indicator. Următorul slide. Remarcați aici evoluția numărului de teste, evoluția săptămânală. Am avut spre 600 sau chiar peste 600 de mii de teste în prima săptămână din februarie, 540 de mii în ultima săptămână, și după ce pozitivitatea a ajuns la atinsul maxim de aproape 30%, 29,1% săptămâna trecută, acum două săptămâni, în săptămâna care tocmai s-a încheiat, am ajuns la 25,2%. Practic, remarcați un lucru foarte important, cred eu, numărul, dublarea practic a numărului de teste în acest val pandemic față de valul precedent, ceea ce a fost un lucru bun, a permis un mai bun control al acestei, infecții. Vă rog, următorul slide. Tulpina Omicron este dominantă la peste 90% din totalul secvențierilor. Am făcut și un proiect care a însumat peste 350 de probe recoltate de la pacienți din secții de terapie intensivă din toată țara, deci au fost de la nivel național prelevate aceste probe. Ele au fost aduse și secvențiate la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș. Iar rezultatul preliminar, pentru că încercăm să avem și niște rezultate mai amănunțite apropo de profilul genetic al tulpinilor izolate în funcție de localizare, arată că 87,5% au fost tulpini Omicron și 12,5% tulpini Delta. Personal mă așteptam la o proporție mai mare de tulpini Delta, așa cum v-am spus și la o precedentă întâlnire, dar doar unul din 8 pacienți internați la terapie intensivă are infecție cu tulpina Delta, ceea ce oarecum este superpozabil și cu proporția secvențierilor realizate la nivel național între cele două tulpini, Delta și Omicron. Următorul slide. Rata de reproducere a scăzut rapid și ieri eram la 0,89. Deci e clar că odată cu trecerea la o rată subunitară, au fost câteva zile, 0,96, 0,94, 0,89, am ajuns la o rată de reproducere subunitară, ceea ce arată un trend descendent, rapid descendent al acestei infecții, și sperăm că în săptămâna viitoare să confirme acest trend. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, ne anunță că vedem o ușoară creștere la ATI, drept urmare nu vorbim acum de măsuri de relaxare. Breaking news acum.